Bun. Zorin Diaconescu, avem noi niște povești aici în momentul ăsta. Suntem la Casa Doamnelor. Și vorbim de două lucruri, practic. Despre revista de literatură, da? Unică în felul ei și unică în județ și în areal, când există alta, așa în țara asta. Și vorbim despre adevărul pe care să-l spună jurnalistul Zorin Diaconescu. Cu ce vrei să începem? Cu cea de-a treia variantă. Și anume? Tăcerea e de aur. Tăcerea. Bun, hai să începem cu jurnalistul și omul de radio Zorin Diaconescu. Ce adevărul vrea să spună Zorin Diaconescu? Este nu doar periculos, este foarte puțin productiv să mai știe adevărul. Pentru că lumea nu dorește să afle adevărul. Lumea crede că știe adevărul. Dar fiecare vorbește despre adevărul său. Adică s-a întâmplat ceva, un miracol. Numărul propagandiștilor s-a multiplicat atât de mult încât la ora actuală avem mai mulți propagandiști voluntari pe nevol decât cititori sau spectatori. Pentru că având posibilitatea să comenteze, să-și publice ideile, cu alte cuvinte, oamenii au început să își asume un rol de militant. Orice problemă este dezbătută, imediat se ciocnesc atitudinile partizane. Atitudinile partizane nu sunt raționale. Atitudinile partizane sunt partizane. Iar comentariile făcute de pe opoziție partizană sunt propagandă. Că ne place sau nu ne place acest lucru, că ne arătăm unii pe ceilalți cu degetul și spunem că și ceea ce faci tu este propagandă, nu rezolvă problema. O abordare realistă a unui subiect nu mai este de actualitate. Exemplu, recenta grevă din învățământ. Orice om îți poate spune, fără cunoștințe de economie deosebită, că o mărire de salariu de 25% la o întreagă categorie profesională este o solicitare exagerată. Ea nu știu dacă este posibilă din perspectiva bugetului, dar în orice caz ar atrage după sine o avalanșă de alte greve cu solicitări similare. Produsul nostru intern brut nu se multiplică. Deci vom ajunge din nou de la 100 de lei la hârtia de 10 milioane sau de 50 de milioane dacă ne vom strădui. Și vom constata că sumele astronomice nu ne ajută cu nimic pentru că puterea noastră de cumpărare nu a crescut, ci a scăzut. Culmea este că vrea nimeni să judece așa. Orice comentariu se produce este fie pro, fie contra, depinde de tabăra în care s-a încadrat respectiv. Și adevărul Zorin unde? Adevărul meu este că atâta timp cât nu vom înțelege că suntem o națiune, prin națiune nu înțeleg o etnie, prin națiune îi înțeleg pe cetățenii unei țări, care sunt legați între ei prin Constituție. Și cât timp nu vom înțelege că nu există soluții parțiale, atâta timp cât nu vom înțelege că dacă nu vrem să avem în vedere națiunea ca un întreg și vom merge doar pe segmente separate, ne vom învârti într-un cerc vicios care a început cu privatizările la începutul anilor 90, când în principiu toată lumea era în favoarea privatizării, dar
dacă era vorba de privatizare concretă, toți îți spuneau, la noi nu se poate, sunt niște condiții deosebite, aici nu se poate privatiza, să se privatizeze în altă parte. Ceea ce, bineînțeles, că nu poate funcționa. Să înțeleg cumva, Zorin, că nu excluzi din adevărurile tale în acest moment și analiza pe care o faci legată de grevă, legată de tot ce înseamnă arealul din jurul grevei, o emisiune politică, o amestec al factorului politic. Da, ea poate să existe, pentru că nu ai nevoie de un efort deosebit pentru asta. Întrebarea este în ce măsură va reuși să convingă pe cineva, pentru că pozițiile de pe care se vorbește la ora actuală sunt radicale. Pozițiile radicale de obicei sunt antipolitice, adică politica este tocmai arta medierii, adică se lucrează cu nuanțe. Soluțiile radicale, da, nu, bine, rău, sunt antipolitice, ele pot să ducă eventual la violență, nici de cum la o soluție politică. Și atunci? Va trebui să suportăm ceea ce urmează în situația în care societatea românească, națiunea română nu are anticorpii necesari pentru a se proteja de astfel de dezastre, vom trece din nou prin aventuri, așa cum am mai trecut. Să nu uităm că în România dictatura comunistă a fost a cincea formă de dictatură, eșuată și ea, ca și toate celelalte patru, dar cu niște costuri imense. Nu doar dictatura comunistă, și celelalte dictaturi au presupus niște costuri foarte mari. Dacă nu vom fi în stare să înțelegem că degeaba ne tot revoltăm împotriva guvernanților noștri, comportându-ne ca și când ei ar fi venit de undeva dintr-un spațiu extraterestru. Nu! Sunt guvernanții pe care i-am ales noi, nu mi-a impus nimeni. România nu este sub ocupație militară. Ba mai mult decât atâta, felul în care funcționează partidele, politica, parlamentul, este rezultatul implicării sau non-implicării noastre, a tuturor. Degeaba stăm și ne declarăm dezamăgiți. Un om nu poate fi dezamăgit decât dacă s-a amăgit în prealabil. Am înțeles. Totuși, lucrurile trebuie rezolvate într-un fel sau altul. Eu aș formula altfel, Alin. Te rog. Trebuie să rezolvăm, nu să fie rezolvate. Soluțiile nu vin din exterior, soluțiile tot numai de la noi pot să pornească. De la o atitudine comună, responsabilă, o să dau un exemplu. Țin minte referendumul pentru centura ocolitoare a Bistriței. Am fost amândoi implicați ca jurnaliști în acea dezbatere, hai să zicem, politică. Nu am găsit o atitudine rațională care să spună Bistrița are nevoie de o centură ocolitoare și pe undeva trebuie făcută. Am găsit doar refuzul. Fiecare vroia ca centura ocolitoare să nu treacă pe la el, să treacă în partea cealaltă de oraș. Se facă. Iar cei care stau în centrul orașului, care oricum nu puteau fi afectați de centură, erau pasivi, erau indiferenți, nu-i interesa problema. În felul acesta nu există rezolvare. Rezolvare există dacă locuitorii orașului sunt conștienți, dom'le, avem nevoie de o centură, hai să găsim o soluție. Dacă o facem printr-un loc și cei de acolo sunt afectați, putem să le oferim în compensare altceva, ca până la urmă ei să nu se simtă ca niște victime.
asta este de fapt extraordinară cartea aceea despre negociere al lui Liviu Zăpărțan, care vine de la negoțium. Ce este negoțium? Te așezi la masă și duci niște tratative ca alternativă la varianta că vii cu barosul sau cu piatra și îi dai celuilalt în cap ca să faci cum vrei tu. E, dacă noi nu vom învăța să negociem, dacă noi vom crede că putem să păcălim destinul, că strigăm foarte tare că noi avem dreptate și reușim pentru un moment, dar se întoarce împotriva noastră. De pildă, cei care acum încurajează toate mișcările acestea sociale, s-ar putea să le folosească, s-ar putea să ajungă la putere. Dar trebuie să se gândească că în următoarele 6 luni li se va cere lor mărirea de salarii. De unde o vor? Ma, te întreb ca om de radio, om de cultură, pentru că nu ești oareși cine și ai ocupat și, să zicem, vremelnicele funcții de conducere în DITAI Radio Național. Spui tu așa cumva că partidii din opoziție ar fi pus la punct aceste manifestări? Nu pot spui așa ceva, în primul rând că nu ai nicio dovadă. Nu, dar nu știu dacă e la nivelul ăla. De fiecare dată se creează o conjunctură și de fiecare dată sunt oameni care încearcă să scoată un profit. Dar profitul este pentru ei. Nu este, poate să fie și din interiorul partidului de guvernament, pentru că aici am vrut să ajung. Există și în interiorul partidului. Poate din interiorul celor două partide, poate din interiorul oricărui alt partid. Fără îndoială că în interiorul acestor partide există oameni care sunt în rândul 2 sau în rândul 3 și suferă din cauza asta, vrea să ajungă în rândul întâi și de-abia așteaptă să se elibereze un loc prin frângerea gâtului unui personaj din rândul întâi. Dar eu nu vreau să dau această tentă conspirativă, ci mă gândesc concret, în fiecare împrejurare cineva încearcă să profite de împrejurare. Numai că noi avem structural o mare problemă. Eu am ținut odată teoria piramidei răsturnate. În instituțiile românești care sunt obligate să facă evaluări pentru că va cere Ministerul de Finanțe pentru justificarea salariului, vorbesc de bugetare, trebuie să se dea calificativ. Dacă te duci, constați că 3/4, mai mult de 3/4 au calificativul foarte bine. Ceea ce logic, până și gramatical, este absurd, pentru că foarte bine este gradul superlativ. Superlativul este vârful piramidei. La noi piramida este întoarsă. Superlativul este baza piramidei și cei cu calificative mai mărunte constituie niște biete excepții. Ori asta nu poate funcționa. Din 10 nu pot să fie 8 foarte buni, pentru că în cazul acesta foarte nu-și mai are rost. Doar bun, doar bine. Sau... Deci poți să pui ștacheta și să spui, domne, cine trece de ștacheta asta este acceptat. Așa cum era linia la examene, deasupra liniei și sub linie. Dar să spui că toți sunt foarte buni, sensul de foarte bun își pierde din moment ce toți suntem foarte buni, putem să fim și foarte răi în același timp, că oricum nu mai contează. Prea mult încercăm, nu se poate, domnule, toți trebuie să beneficiem, nu se poate. Așa. Da, este în temperamentul nostru. Valea Prahovei și litoralul demonstrează că ne ducem toți în vacanță, în același lucru și ne petrecem vacanța în mașină pentru că stăm la coadă, nici măcar nu ajungem acolo pentru că se înaintează cu 2 km la oră. Aici nu poți să dai nici măcar sfaturi, pentru că fiecare din cei care sunt acolo are tot dreptul să fie acolo. Fiecare profesor care este acum în stradă are tot dreptul să ceară
nu te poate nimeni judeca pentru asta, dar ar trebui să mă întreb eu care mă duc în stradă și fac această solicitare dacă într-adevăr asta îmi doresc, pentru că lucrurile nu se opresc aici. Adică nu este vorba de o revendicare a cuiva care primește un răspuns afirmativ și cu asta problema s-a încheiat. Nu, cu asta s-a deschis cutia Pandorei, dacă cineva cedează și deschide această ușă. Nu știu cui i-ar folosi, nici măcar celor care au solicitat acest lucru. Dar în democrație totul este îngăduit care nu lezează drepturile celuilalt. Ori dreptul la grevă, dreptul la manifestare, dreptul la liberă exprimare și așa mai departe, este un drept sacru. Numai că neliniștitor este altceva. Foarte mulți din cei care se manifestă zgomotos pe internet, pe altă parte, solicită undeva subminarea acestor drepturi. Deci ei ar dori ca acest drept să se păstreze, dar numai pentru ei. Ei nu admit că și celălalt ar avea același drept și poate că solicitările lui nu coincid. Și atunci trebuie să existe un echilibru. E, această idee de echilibru este exclusă în momentul de față și asta nu este bine. Da. De la grevă, mă rog, de la greva generală, de la greva la literatură, Dorin, ai creat, hai să zicem, o revistă de cultură până la urmă, nu doar de literatură, cultură, unică în areal pentru că e singura, în primul rând, și în al doilea rând că are un stil unic de a aborda lucrurile. Foarte interesant și cum ți-a venit, de ce ți-a venit și pentru ce ți-a venit povestea asta. Ideea este una cât se poate de simplă. În momentul de față trebuie să înțelegem că linia care îl despărțea pe creatorul de artă, de consumatorul de artă, a dispărut. Mijloacele de comunicare de acum îi permit oricui să fie creator. Trebuie doar să vrea. Și mai devreme sau mai târziu vrea fiecare. Că o face consecvent sau o face numai din întâmplare, odată și pe urmă renunță, asta e altceva. Dar în acest context, raportul creatorului față de, să zicem, utilizator, trebuie să se modifice. Nu putem rămâne în continuare în turnul de fir. Pentru că turnul de fir, deci, nu mai există de mult. Turnul de fir, deci, funcționează eventual ca Asociația de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sau ca un cămin de bătrâni, unde se izolează niște oameni care vor puțină liniște. S-a văzut că până și forurile creditate, academie, la ora actuală contestările la adresa academiei sunt la fel de numeroase ca și susținerile. Uniunea Scriitorilor, considerată la un moment dat și un for profesional, a fost contestată chiar din interior și libertatea de organizare a făcut să apară și Liga Scriitorilor și putem să înființăm și noi, dacă vrem, o breaslă sau ceva, pentru că trebuie doar să îndeplinim niște condiții de constituire a unei asociații care nu sunt atât de complicate și nici atât de costisitoare și un grup de 10 prieteni putem da și dacă dăm destul de multe diplome și alte onoruri, s-ar putea să ne trezim cu foarte mulți membri. Deci, dar asta nu înseamnă că a dispărut valoarea.
Asta înseamnă că arbitrii au fost detronați. La ora actuală fiecare trebuie să fie propriul lui arbitru. Da. Așa e și impresia. În acest context, eu am creat un for, eu de aceea nu i-am zis nici revistă, nici altă, am spus dispecera. Dispecera, da, asta e. De ce? Eu nu fac judecăți de valoare în această publicație, ceea ce acum 30 de ani ar fi fost considerat irresponsabil. Adică rostul publicației era tocmai de a accepta unele contribuții și de a le refuza pe celelalte după anumite criterii valorice care de regulă apăreau în numărul 1 în articolul de fond, care era un fel de mic curs de estetică. Noi asta urmărim, asta facem. Nu mai este valabil la ora actuală. Și atunci eu am spus, trebuie să existe acest dispecerat. De ce? Pentru că informația este atât de multă încât ceea ce ține de cultură dispare în noianul imens de informații, de miliarde de mesaje care se transmit zilnic, fără să mai fie observat. Ori, în felul acesta, eu nu fac altceva decât să atrag atenția asupra unor texte, asupra unor gesturi, asupra unor atitudini care țin de preocuparea mea, adică de cultură. Nu le validez, nu le invalidez și, sigur, posibilitățile mele sunt limitate, deci eu le pot distribui pe cele care mi-au fost trimise spre distribuire. Nu am resursele să mă duc să descoper eu talente. Mai este încă ceva. Cineva care mi-a încredințat ceva pentru distribuire o face fără pretenții. Dacă mă duc eu și solicit cuiva, scrie-mi, te rog, o povestire, ăla poate să spună foarte bine, te costă 200 de lei. Nu că nu i-aș da 200 de lei pentru acea povestire, aș da cu mare plăcere, dar n-am de unde. Și atunci n-are rost să fac promisiuni fără acoperire. Totodată am ținut să atrag atenția că acest dispecerat nu reprezintă pe nimeni. Adică nu este nici al Uniunii Scriitorilor, nici al vreunei alte instituții, știu eu, primărie, prefectură, Consiliul Județean și așa mai departe. Și ca să eliminăm orice fel de îndoială în privința aceasta, ea este finanțată din resurse private, adică de mine. De aceea este la un nivel minimal, pentru că posibilitățile ar fi mult mai mari. Există softuri mult mai sofisticate și soluții mult mai sofisticate. Eu știu de ele și aș ști să le folosesc, dar nu am cu ce să le plătesc. Și nu vreau să găsesc sponsori, că mi s-a oferit, dar nu vreau, pentru că în momentul în care ai un sponsor, ai o obligație măcar morală față de sponsorul tău și nu mai poți să spui că ești independent. Așa, sponsorul este unic, subsemnatul, care este și autorul și care nu reprezintă nicio instituție, nicio tendință, niciun curent care mă reprezintă pe mine. N-am adăugat intenționat nimic altceva și când mi s-a solicitat pe cum scriem numai Zorin Diaconescu, simplu am spus, pe dacă tot vreți să scrieți ceva, scrieți Zorin Diaconescu, strada Liviu Rebreanu 12, ca să scrie ceva acolo. Așa vreți să continui, da. Presupun, da. Da. Mi s-a oferit să fac o asociație, nu am făcut-o și amân. Am să te întreb de lucrul ăsta. Intenționez pe viitor să faci o asociație de scriitori? Nu. De... Nu. Nu, pentru că în momentul în care există o asociație, asociația aceea
trebuie să aibă un statut, statutul acela trebuie să fie validat și trebuie să funcționeze cu o minimă conducere. Ori, eu în privința aceasta am o experiență negativă. Am pornit la drum în diferite domenii, inclusiv în politică, și m-am trezit stând la masă cu niște oameni cu care nu aș fi vrut să am de-a face, dar n-aveam încotro, pentru că asta era situația, și m-am trezit că singur m-am îndepărtat și m-am auto-eliminat, pentru că nu vreau nici să încep un război cu ei, că n-aveam niciun rost, dar nici nu puteam să fiu de acord cu ei, și atunci mi-am luat bagajele și am rămas în anonimat. Deci această operă este opera unui anonim și vreau să rămână anonim. De altfel, dacă te-ai uitat pe Facebook, mi-am pus o mască din aceea în loc de portret, tocmai în această idee să spun că, domnule, eu sunt nobody, sunt anonim, nu sunt cineva, nu reprezint nimic. Mulțumesc pentru adevărurile lui Zorin, așa l-am botezat eu acum, și am să-ți propun, așa cumva în direct, nu o să meargă peste tot, ca adevărul lui Zorin să devină o permanentizare și să le facem o dată la două săptămâni un episod, cât un episod din adevărul lui Zorin. Acesta a fost episodul 1, vă așteptăm la episodul 2. Mulțumesc, Zorin Diaconescu. De acord. O zi bună.